Desenează desfășurarea și calculează area cilindrului. Deci, cilindrul nostru are două baze și area laterală. Deci, aici vom avea raza care este de 4 cm și aici vom avea înălțimea. Deci înălțimea este 5 cm și raza este de 4 cm. Area este egală cu de două ori area bazei plus area laterală. Perimetrul unui cerc este de fapt latura aceasta și perimetrul unui cerc este 2 r pi. Deci area bazei este egal cu r la pătrat pi este egal cu. Deci avem înălțimea este 5 cm și raza este 4 cm. Este 4 la pătrat pi, este 16 pi la pătrat. 16 pi cm pătrați. Area laterală este egal cu înălțimea ori, deci area laterală este egală cu înălțimea ori perimetrul cercului, care este de fapt latura aceasta altă, ori 2R este egal cu, înălțimea este egală cu 5 ori 2 ori 4 ori pi. Deci, area laterală este egal cu 5 ori 2, 10 ori 4, 40 pi centimetri pătrați. Înseamnă că area totală este egală cu de două ori area bazei, care este 16 pi centimetri pătrați, plus area laterală, care este 40 pi centimetri pătrați, este egală cu mai departe de ori 16 este 32 pi centimetri pătrați plus 40 pi centimetri pătrați și asta este 72 pi centimetri pătrați. Deci area este 72 pi centimetri pătrați.